Bine ați venit la un nou curs de mecanică. Azi vom vorbi despre tipuri de forțe din mecanică. Despre ce fel de forțe vorbim în acest capitol al fizicii, în mecanică. Întâi, cred că ar fi bine să ne amintim că forța este o măsură a interacțiunii dintre corpuri. Corpurile interacționează unul cu altul. Un corp poate să împingă un alt corp sau să-l respingă, poate să tragă un alt corp sau să-l atragă și toate astea se numesc interacțiuni. Dar interacțiunile pot fi mai puternice sau mai slabe, ceea ce înseamnă că ar fi bine să avem o mărime fizică care măsoară interacțiunile și avem această mărime fizică, este forța. Și, de asemenea, ar fi bine să ne amintim că unitatea de măsură pentru forță vine de la efectul dinamic al forței. Adică dacă am un corp asupra căruia acționează o forță și dacă corpul are masa M, atunci sub acțiunea forței el capătă o accelerație. O accelerație care se poate calcula ca fiind raportul dintre forță și masă, adică este direct proporțională cu forța și invers proporțională cu masa corpului. Și de aici rezultă că forța se poate scrie modulul forței, despre asta vorbim acum, se poate scrie masa ori accelerația, iar unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional va fi atunci kilogram ori metru pe secundă la pătrat, kilogramul fiind unitatea de măsură pentru masă, iar metru pe secundă la pătrat fiind unitatea de măsură pentru accelerație. Și kilogram ori metru pe secundă la pătrat a căpătat numele de Newton. Și nici nu se putea un nume mai potrivit, pentru că Newton a făcut cel mai mult pentru mecanică dintre toți fizicienii tuturor timpurilor. Și acum am spus că vom vorbi despre ce fel de forțe avem în mecanică, despre tipurile de forțe pe care le întâlnim în mecanică. Ei bine, avem așa, avem forțe de contact în mecanică, avem forțe pe care le numim tensiuni și n-au nicio legătură cu tensiunea electrică, evident, și mai avem forțe gravitaționale, despre care vom discuta în cursul următor. Cursul următor va fi despre legea atracției universale. Să notați, vă rog, tipurile de forțe pe care le găsim în mecanică. Să le luăm pe rând. Întâi, forțe de contact. Forțele de contact apar atunci când un corp lovește alt corp sau este împins de forțe exterioare spre celălalt corp și îl atinge. În cazul ăsta apar niște forțe, apare o interacțiune între cele două corpuri prin așa numite forțe de contact. De pildă, în acest desen, puteți vedea două corpuri care acționează unul asupra celuilalt prin forțele F1, respectiv F2. Corpul din stânga acționează asupra corpului din dreapta cu forța F1 și cel din dreapta acționează asupra corpului din stânga cu forța F2. Evident că cele două forțe sunt egale în modul, pentru că sunt acțiune și reacțiune. Dacă un corp acționează asupra celuilalt cu o forță, zice principiul al treilea, atunci și al doilea corp acționează asupra primului cu o forță egală și de sens contrar. Acum, fiecare dintre aceste două forțe este de fapt rezultanta altor două forțe. Și anume, există forțe
normale la suprafață și forțe tangențiale, tangente la suprafață, așa cum vedeți în următorul desen. Aici vedeți de pildă că forța F1, forța cu care corpul 1 acționează asupra corpului 2, este de fapt rezultanta forței F1N, adică forța F1 normală, și a forței F1T, forța F1 tangențială. Forțele normale sunt evident și ele perechi, acțiune și reacțiune, și forțele tangențiale, așa cum vedeți pe desen, sunt și ele perechi. Deci forța F1T este pereche cu forța F2T. Forțele normale la suprafață sunt forțe elastice. Ele apar din cauza că cele două corpuri se deformează sub acțiunea interacțiunii respective. Și atunci apare o forță elastică cu care fiecare îl împinge pe celălalt. Iar forțele tangente sunt forțe de frecare. Ei, asta înseamnă că, de fapt, forțele de contact sunt de două feluri. Avem forțe elastice și forțe de frecare. Și vom discuta separat despre ele. Deocamdată vă rog să vă notați acest lucru. Vreau să vă dau un exemplu foarte des întâlnit în problemele de fizică, în care apar aceste forțe de contact, atât forțele normale, cât și forțele de frecare. Este vorba despre acest desen, în care puteți vedea cum un corp se mișcă pe o suprafață orizontală spre stânga, are viteza V, orientată spre stânga, și asupra corpului nostru acționează două forțe. Odată o forță normală la suprafață, care e notată pe desen cu N1, orientată în sus, și o forță de frecare, forța de frecare 1, care este orientată spre dreapta. Forța de frecare întotdeauna are sens opus vitezei corpului, se opune mișcării corpului. Cum apare forța N1? Forța N1 apare ca o reacțiune la apăsarea pe care corpul nostru o exercită asupra suprafeței și care e notată în desen cu N2, care la rândul ei apare din cauza că acest corp, ca oricare alt corp, este atras de pământ, are greutate și apasă pe suprafața pe care stă. Și atunci perechea lui N1, care e forță normală care acționează asupra corpului nostru, este N2, care este tot o forță normală, dar care acționează asupra suprafeței pe care se mișcă corpul nostru. Și forța de frecare 1, care acționează asupra corpului nostru, are o pereche egală cu ea și de sens contrar, acțiunea și reacțiunea. Ea este forța de frecare 2, notată pe desen, și este forța de frecare care acționează asupra suprafeței pe care se mișcă corpul. Și toate aceste forțe sunt foarte importante pentru foarte, foarte multe probleme de fizică și de aceea am vrut să vă dau acest exemplu. Aici trebuie neapărat să fac o observație foarte importantă pentru rezolvarea problemelor. Când un corp se găsește pe o suprafață orizontală, nu întotdeauna apăsarea dintre el și suprafața respectivă este egală cu greutatea lui. De pildă, dacă am un corp aflat pe această suprafață orizontală, dar asupra corpului meu acționează o forță oblică, forța F, în acest caz, corpul nu mai apasă pe suprafața pe care stă cu o forță egală cu greutatea lui. De ce? Pentru că dacă descompun forța F după direcția verticală, respectiv orizontală, voi vedea că forța F are două componente. FO, forța pe orizontală, componenta pe orizontală,
și FV, componenta pe verticală. Și componenta pe verticală micșorează apăsarea corpului. Deci în acest caz apăsarea va fi greutatea corpului minus forța pe vertical. Același lucru este adevărat și dacă asupra corpului care se găsește pe o suprafață orizontală acționează o forță oblică, dar de data asta în jos. Forța F este orientată așa, cum vedeți acum în desen. Din nou, dacă descompun forța F după direcțiile verticală respectiv orizontală, am o componentă FO și o componentă FV, componenta pe verticală. Și de data asta, componenta pe verticală este în jos. Și acum, apăsarea dintre corp și suprafață este greutatea corpului plus forța pe componenta forței F pe verticală. Iar valoarea forței FV se poate găsi dacă știu cât este forța F și unghiul alfa, unghiul pe care îl face forța F cu orizontala. Deci nu uitați, apăsarea nu este întotdeauna egală cu greutatea, chiar dacă suprafața pe care stă corpul este orizontală. Nu mai vorbesc despre cazul în care avem un plan înclinat. Aici se vede foarte bine că greutatea trebuie descompusă după o direcție perpendiculară pe planul înclinat și una paralelă cu planul înclinat, iar apăsarea va fi egală cu componenta Gn a greutății, care e întotdeauna mai mică decât G și care se poate calcula, se vede din desen, ca fiind G ori cosinus de alfa. Forțele de contact pot fi, deci, tangente la suprafețele care se ating și atunci sunt forțe de frecare, sau pot fi normale la suprafețele respective și atunci sunt forțe elastice. Să începem cu forțele de frecare. Forțele de frecare, așa cum am arătat în alt clip, apar din cauza forțelor dintre atomii sau moleculele celor două corpuri. Există întotdeauna forțe între atom și molecule atunci când atomii sau moleculele ajung la distanțe foarte mici și rezultanta tuturor acestor forțe care apar este ceea ce numim forță de frecare. Frecarea are două legi foarte importante. Prima lege spune că forța de frecare nu depinde de suprafața de contact dintre cele două corpuri. Ce înseamnă acest lucru? O să înțelegeți dacă vă uitați la acest desen. Dacă am un corp paralelipipedic, atunci indiferent pe care față îl pun, deci indiferent de mărimea suprafeței cu care el vine în contact cu suprafața pe care stă, forța de frecare va fi aceeași. Cu alte cuvinte, forța necesară ca să mișc corpul uniform pe suprafața respectivă este aceeași, indiferent că el stă în poziția întâia pe care o vedeți în desen sau în a doua sau în a treia. Deci aceasta este prima lege a frecării. A doua lege spune că forța de frecare este proporțională cu apăsarea dintre cele două corpuri, adică cu forțele normale la suprafață. Deci forța de frecare este proporțională cu apăsarea, cu forța cu care cele două corpuri acționează normal la suprafață unul cu celălalt. Iar coeficientul de proporționalitate se numește coeficient de frecare și atunci putem scrie că forța de frecare este mu ori n, unde mu este acel coeficient de frecare. Ce ne arată mu, coeficientul de frecare? El ne arată raportul dintre forța de frecare și apăsarea normală dintre cele două corpuri. Cu alte cuvinte, ne arată, putem spune,
de câte ori este mai mică forța de frecare decât apăsarea dintre cele două corpuri. Acest raport dintre forța de frecare și apăsare este coeficientul de frecare, care în general are valori subunitare. Doar pentru anumite suprafețe foarte lipicioase, el poate să aibă și valori mai mari decât 1. Altfel, în mod normal, repet, are valori subunitare, pentru că forța de frecare este, în general, mai mică decât apăsarea dintre corpuri. Propun să notăm aceste lucruri. Să fac și aici două scurte observații. Întâi că mu, coeficientul de frecare, nu are dimensiuni, nu are unitate de măsură, pentru că este raportul la două forțe. Forța de frecare supra forța de apăsare, forța normală. Newton pe Newton. Deci mu este adimensional, este un număr, nu are unitate de măsură. A doua observație este tot în legătură cu planul înclinat. Vă amintesc că în cazul unui plan înclinat, apăsarea corpului pe planul înclinat este egală cu Gn, nu cu G. Și atunci forța de frecare la mișcarea pe plan înclinat va fi mu înmulțit cu Gn. Și nu va fi mu înmulțit cu G. Și încă o observație la fel de scurtă. Frecarea despre care am discutat până acum se numește frecare la alunecare. Pentru că despre asta am vorbit. Corpuri care alunecă pe o suprafață sau unul față de celălalt. Mai există și altfel de mișcări posibile și altfel de coeficienți de frecare, altfel de frecări. De pildă, un corp se poate rostogoli peste alt corp și atunci avem frecare la rostogolire. Și acolo avem, în general, coeficienți de frecare mult mai mici decât în cazul frecării la alunecare. Să mergem mai departe. Să vorbim acum despre forțele elastice. Aceste forțe apar și ele din cauza interacțiunilor la nivelul particulelor din care este alcătuit corpul solid, în care apare forța elastică. Corpul solid este întotdeauna alcătuit din particule care pot fi atomi sau molecule sau ioni și atunci când încercăm să modificăm forma corpului solid, de pildă să-l întindem sau să-l comprimăm, apar miliarde și miliarde de forțe între particulele care alcătuiesc corpul, de atracție când încercăm să întindem corpul, de respingere când încercăm să comprimăm corpul și rezultanta acestor forțe mici, dar multe, este ceea ce numim forța elastică. De pildă, atunci când încercăm să întindem sau să comprimăm un resort. Apropo de resort, am auzit în ultimul timp, din păcate, un nou barbarism lingvistic. Am auzit persoane la televizor, bineînțeles, care în loc să spună stațiune turistică, spun resort. Adică au luat cu lopata un cuvânt din limba engleză și l-au forțat în limba română. Din păcate, acest lucru se întâmplă foarte frecvent.
pentru că probabil multe persoane consideră că dacă folosesc multe cuvinte din alte limbi, par mai inteligente. Ei bine, nu e așa, dimpotrivă, deci atenție. Resort în limba română înseamnă ceea ce vedeți aici, mai poate să însemne și un domeniu de activitate, un sector de activitate, dar în niciun caz nu poate să însemne stațiune turistică. Dar asta e altă problemă, să revenim la fizică. Să zicem că avem un resort care are, așa cum vedeți în acest desen, lungimea inițială L0, lungimea inițială, adică atunci când nu este deformat, când nu acționăm cu forțe asupra lui. Și după ce acționăm asupra lui cu o forță, el capătă lungimea L. Sigur că pentru a rămâne la lungimea L, trebuie să acționăm tot timpul cu forța F, pentru că altfel revine la lungimea inițială. Diferența dintre L și L0 se notează cu delta L și se numește alungire. Ei bine, se constată că forța cu care resortul acționează asupra noastră când îl întindem, și nu numai resortul, orice corp elastic, este proporțională cu această alungire. Ceea ce înseamnă că putem scrie forța elastică este proporțională cu alungirea. Și pentru a trece la egalitate, înmulțim cu o constantă, putem scrie că forța elastică este kappa ori delta L, unde kappa se numește constantă elastică. Constanta elastică se vede din această relație că este raportul dintre forța elastică și alungire, ceea ce înseamnă că unitatea de măsură pentru constanta elastică în sistemul internațional va fi newton pe metru, forță pe alungire, newton pe metru. Ceea ce înseamnă că o constantă elastică, de fapt, ne arată cu ce forță ar trebui să acționăm asupra unui corp elastic ca să îl alungim cu un metru, adică să-i mărim o anumită dimensiune, dimensiunea lui pe direcția pe care acționăm cu forța din exterior, să crească cu un metru. Și atunci forța respectivă este numeric egală cu ceea ce numim constanta elastică. Să notăm aceste lucruri. Spus, forțele elastice nu apar doar în resorturi, apar în orice corp elastic atunci când încercăm să-l deformăm. De pildă, în acest desen avem un resort și o bară elastică care au aceeași lungime inițială, L0, și care au fost întinse până la aceeași lungime finală, L. Cu alte cuvinte, alungirea este aceeași pentru cele două corpuri elastice. Se vede pe desen că forța necesară ca să ținem întinse cele două corpuri, resortul respectiv bara elastică, este egală cu forța cu care resortul respectiv bara elastică acționează asupra corpului care le-a întins. Deci, de fapt, forța care întinde un corp elastic are ca reacțiune forța elastică. Forța elastică este reacțiunea la forța care deformează corpul și acest lucru se vede pe desen și se mai vede că cele două forțe nu sunt egale. Ceea ce înseamnă oare ce? Înseamnă că, de fapt, constantele elastice nu sunt egale pentru că, așa cum am văzut, forța elastică se calculează cu formula kappa ori delta L.
Dar dacă am întins cele două corpuri la fel, adică dacă alungirea este aceeași și totuși forța elastică care apare este diferită, înseamnă că avem constante elastice diferite. În cazul desenului nostru se vede că bara elastică are o constantă elastică mai mare decât resortul. Și atunci putem ține minte că, de fapt, constanta elastică, intuitiv vorbind, ne arată cât de greu este de întins un corp elastic. Cu cât este mai greu de întins, cu atât înseamnă că are o constantă elastică mai mare. Și cu cât este mai ușor de întins, înseamnă că are o constantă elastică mai mică. Mai trebuie să vorbim despre o relație foarte importantă din studiul elasticității, care se numește legea lui Hooke. Să presupunem că avem o bară elastică pe care vrem să o alungim. De cine depinde cât de mult se va alungi bara noastră? Să presupunem că greutatea este neglijabilă, nu trebuie să ținem cont de greutatea ei și atunci pentru a o alungi acționăm cu o forță, forța F. Cât de mult se va alungi bara? Delta L. Delta L știm că este proporțională cu forța. Știm asta pentru că am văzut că o forță elastică se poate scrie K ori delta L, deci alungirea este proporțională cu forța. Dar mai depinde și de alte lucruri. De pildă, dacă am face un experiment și am măsura pentru diferite lungimi inițiale, bara noastră are o lungime inițială, am acționat pentru diferite lungimi inițiale, deci am luat bare mai lungi, mai scurte și de fiecare dată am acționat cu aceeași forță, am vedea că alungirea depinde de lungimea inițială, de L0. Mai mult decât atât, am vedea că alungirea este proporțională cu lungimea inițială. Deci cu cât bara este mai lungă, cu atât sub acțiunea unei anumite forțe se va alungi mai mult. De asemenea, dacă am face experimentul cu bare de aceeași lungime inițială, dar mai groase, respectiv mai subțiri, adică care ar avea secțiunea, area secțiunii diferită, am vedea că alungirea depinde și de area secțiunii, dar este invers proporțională cu area secțiunii. Deci este proporțională cu 1 supra, să notăm, area secțiunii cu S. Ei, toate astea se pot scrie într-o singură relație. Delta L este proporțional cu F ori L0 supra S. Pentru că a fost direct proporțională cu F și cu L0 și de aceea le avem la numărător pe acestea, pe când cu area secțiunii a fost invers proporțională și de aceea ea apare la numitor. Această relație se mai poate scrie și delta L supra L0 proporțional cu F supra S. Și dacă este scris așa, ea are o mare importanță în tehnică. Raportul din stânga se numește alungire relativă, iar raportul din dreapta se numește efort unitar. Și ele se notează cu epsilon, alungirea relativă, respectiv cu sigma, efortul unitar. Și avem atunci relația epsilon este proporțional cu sigma. Bineînțeles că și aici avem nevoie de o constantă ca să trecem la egalitate și pentru că în dreapta am ca unitate de măsură newton pe metru pătrat, aceeași unitate de măsură pe care o folosim și în cazul presiunii, și în stânga n-am unitate de măsură, nu? Pentru că am metru pe metru,
Atunci, în stânga, trebuie să înmulțim cu o constantă care să aibă unitatea de măsură newton pe metru pătrat. Constanta respectivă se notează cu litera E mare și se numește modul de elasticitate. Sau modulul lui Young. Se mai numește și modulul lui Young. Și avem atunci relația epsilon ori E este egal cu sigma. O relație foarte importantă, repet, nu doar în fizică, ci și în tehnică, care ne arată că alungirea relativă și efortul unitar sunt direct proporționale. Deci cu cât am un efort unitar mai mare, cu atât va fi mai mare și alungirea relativă. Să notăm aceste lucruri. Oare ce semnificație fizică, ce ne arată modulul de elasticitate, modulul lui Young? Să scriem legea lui Hooke, F supra S, adică efortul unitar, este E, modulul lui Young, înmulțit cu delta L supra L0, raport care se numește alungire relativă, și să-l exprimăm de aici pe E, să exprimăm modulul de elasticitate. E este egal cu F ori L0 supra S ori delta L. Se vede din această relație că dacă am da lui L0 valoarea 1, un metru în cazul lui L0, pentru că e vorba de o lungime, ariei secțiunii, tot valoarea 1, dar 1 metru pătrat de data asta, și delta L, tot 1 metru, deci dacă toate aceste trei mărimi ar avea valoarea 1, atunci modulul de elasticitate ar fi numeric egal cu forța. Adică, dacă vă uitați la acest desen, avem un cilindru dintr-un material elastic, confecționat dintr-un material elastic, care are lungimea 1 metru, lungimea inițială, L0. Are area bazei 1 metru pătrat și acum îl întindem până când lungimea lui se dublează, adică lungimea lui devine de 2 metri. Ei, forța necesară ca să producem această alungire și ca să-l ținem în echilibru atunci când lungimea lui are 2 metri în loc de 1, adică atunci când delta L este 1 metru, este numeric egală cu modulul de elasticitate. Din această cauză, modulul de elasticitate este de obicei foarte mare. De pildă, în cazul oțelului, ajunge la valori cu ordinul de mărime 10 la 10. De ce? Pentru că gândiți-vă cam de ce forță e nevoie ca să întindem un cilindru de oțel cu area bazei de un metru pătrat și cu lungimea de un metru, să-l întindem până când va avea lungimea de 2 metri. E nevoie de forțe uriașe și de aceea modulul de elasticitate pentru foarte multe materiale are valori foarte mari. Mai rămâne să vedem care este legătura matematică între modulul Young și constanta elastică. Și pentru asta pornim tot de la legea lui Hooke. Avem F supra S este egal cu E ori delta L supra L0. Și de data asta exprimăm forța. Forța va fi egală cu
E ori S supra L0 și totul înmulțit cu delta L. Dacă vom compara această relație cu formula forței elastice, pe care o cunoaștem deja, și anume K ori delta L, atunci observăm imediat relația dintre K și modulul de elasticitate, și anume K este egal cu tot ceea ce înmulțește aici delta L. Vedem asta prin identificare. Este E ori S supra L0. O relație foarte importantă, pentru că ne permite să calculăm constanta elastică, dacă cunoaștem modulul de elasticitate al materialului din care este confecționat corpul elastic, lungimea lui inițială și area secțiunii. Sau, dacă cunoaștem două dintre mărimile din dreapta și constanta de elasticitate, putem calcula a treia mărime. Deci, este foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor. Și în ultima parte, mai avem un pic, trebuie să mai vorbim despre tensiuni. Tensiunile sunt forțele care apar în interiorul corpurilor, asupra cărora acționează forțe care încearcă să le deformeze, chiar dacă corpurile nu se deformează. De pildă, dacă am un fir legat de o anumită suprafață și dacă la capătul firului acționează o forță, să zicem forța F, atunci firul este întins și apare de-a lungul firului, apare ceea ce numim tensiune. În fir avem o tensiune. Iar caracteristica acestei tensiuni este că ea este aceeași în fiecare punct. Adică, dacă aș secționa firul, l-aș tăia, de pildă, aici, și aș pune acolo un dinamometru, la capetele căruia aș lega cele două fire, pentru că acum sunt două, nu? Dacă l-am tăiat, el ar arăta forța F indiferent unde tai firul. Deci tensiunea este aceeași peste tot de-a lungul firului. Și asta este adevărat și, de pildă, dacă avem compresie, adică avem o tijă sau o bară, pentru că un fir nu poate fi comprimat, un fir poate fi doar întins, dar o bară, o tijă, poate să fie supusă la un efort de comprimare și atunci avem din nou o tensiune de-a lungul ei, dar în fiecare punct, în fiecare secțiune, voi avea aceeași tensiune. Acest lucru este foarte important la problemele în care avem scripeți. De pildă, aici vedeți un scripete peste care este trecut un fir, un fir care nu se întinde, și la capetele firului avem legate două corpuri. Corpul din dreapta are masa M2, corpul din stânga are masa M1. Se vede că M2 este mai mare decât M1. Se văd greutățile G2. Se vede că e mai mare decât G1. Dar tensiunea de o parte și de alta a firului, dacă e vorba de un scripete ideal, nu poate să fie diferită. Pentru că nu pot să întind mai tare firul într-o parte decât în partea cealaltă. Scripetele nu permite acest lucru, pentru că se poate roti fără frecare. E un scripete ideal. Și atunci avem, așa cum vedeți pe desen, T și T. Nu avem T1 și T2. Tensiunea este aceeași. Am mai spus asta și când am vorbit despre firul întins de o anumită forță și în cazul acesta este adevărat, forța cu care firul trage de corpul din dreapta în sus, care e egală cu tensiunea din fir, este egală cu forța cu care firul trage de corpul din stânga în sus, care e tot tensiunea din fir. Și atunci desenul arată așa cum vedeți aici, iar tensiunea are modulul între modulul lui G2 și modulul lui G1. De unde știm? Păi știm din experiență că întotdeauna corpul mai greu, în cazul nostru M2, coboară accelerat. Dar dacă coboară accelerat, înseamnă că forța care acționează asupra lui în jos
trebuie să fie mai mare decât forța care acționează asupra lui în sus, iar corpul mai ușor, în cazul nostru, corpul din stânga, urcă accelerat, dar ca să urce accelerat, forța care acționează asupra lui în sus trebuie să fie mai mare decât forța care acționează asupra lui în jos. Și dacă veți respecta pe desen ceea ce am spus acum, rezolvarea acestui tip de probleme va fi ușoară. Mai există un tip de forțe cu care ne întâlnim în mecanică, un tip foarte interesant de forțe, forțele gravitaționale, dar despre asta vom discuta data viitoare. Deci cursul care urmează va fi despre legea atracției universale. Până atunci, la revedere!